Hai să vedem cât e de normal, Sebastian Burdușa, ca om. Cât câștigi pe lună? Cam 2000 de euro e salariul de ministru. Da? Ministru al Energiei, cam 2200 de euro. E autosuspendat acum. E adevărat, dar aparent nu există instituția suspendării. Ca ministru nu poți să te suspenzi din deci funcție. Deci 2000 de euro. Asta e singurul tău venit lunar? Am o chirie de la un apartament, în declarația de avere, undeva la 750 de dolari, ca să nu greșesc. De 600 de euro. Ceva de genul ăsta. Deci atât câștigi, 2600 de euro pe lună? Cam așa. Vezi că ești pe sticlă? Da, nu, e ok. Oricum e în declarația de avere. Adică ți-o asumi. Eu știu asta, dar știi cum e. Declarația de avere nu stă toată lumea să o consulte acum. Da. Înțelegi? Asta o să se vadă de sute de mii de oameni, o să se vadă treaba asta. Chiar deci, vă rog și comparați-o. Am salariu, chiria din, de la apartament. A, și chiria din state care o dau pe credit. Adică când eram în state, când lucram la Banca Mondială, am cumpărat pe credit o casă. Dar e cam bara-bara, ce iau pe chirie, dau pe rată. N-am înțeles. Deci, practic, se cam anulează, se nu? Se cam anulează. Ești un om bogat? Nu, dar nici nu o să mă prefac sărac acum. Păi că nu știu, ai atins milionul de euro? Nu, Doamne avere? Ferește, nu. Nici dar de ce, Doamne ferește? Ce e, cum să spun? Pentru că n-am avut când. E un blestem să fii bogat? Sau nu e un blestem să fii bogat, dar... Ce, ne întoarcem pe vremea comuniștilor acum, sau ce? Din anumite puncte de vedere... Un milion de euro, Doamne ferește! De ce? Eu vreau un milion de euro, care n-am nici eu, n-am ajuns, dar eu vreau. Dacă muncesc, care e problema? Da, dar nu, n-am muncit suficient de mulți ani ca să ajung la 1 milion de euro și nici n-am făcut nu știu ce business-uri să ajung la 1 milion de euro. Eu am respect pentru oamenii care au făcut bani pe corecte, tot respectul meu. Păi nu normal, sunt acolo. Da. Deci n-ai făcut milionul încă. N-am făcut, dar nu știu. Vezi, poate ajungi primar și îl faci atunci, o să zică lumea, ia uite bă, a ajuns primar, a atins milionul. Am fost de două ori ministru, nu, chiar nu datorez nimic nimănui și nu o să mă compromit niciodată pentru nimic în lume. Cred că e mai mult în viață decât banii, așa cred eu. Da, bine. Sunt proiecte, sunt lucruri, sunt obiective mari. Uite, un obiectiv, să faci Bucureștiul o capitală europeană. Horia, eu vreau să zic un lucru. Eu am stat 12 ani în state. În 2016, pe 5 ianuarie, m-am întors acasă. Lucram în Washington, înainte să revin, la Banca Mondială. Câștigam de 3 ori mai mult decât câștig ca ministru. Eram consultant, expert al băncii în dezvoltare urbană și regională. Nici asta nu mi se pare normal, să știi. Pentru că dacă nu-ți plătești oamenii care au în mână... Eu am semnat contracte de 12 miliarde de euro într-un an de zile de ministeriat. Și îți plăti cu 2000 de euro până. Nu mă plâng, mie mi-ajung. Da, dar nu e normal. Dar eu sunt idealist. Adică atunci când plătești oamenii așa, ai trei variante. Ori ești idealist și te rupi pe niște idei, ai tu ideile ești tale fraier, fixe. Ești fraier, cum se zice în ziua de azi. Ori ești incompetent și atâția bani faci. Dom'le, 2000 de euro, las banii lui. Poate fi și 1000, poate fi și mai puțin. Ori ești corupt și îți suplimentezi din alte părți, ceea ce... Da, dar nu mi se pare normal să ai 2000 de euro. Păi nu e normal. Chiar nu e normal. La e cât ai, populist. Cât ce faci pe termen lung, pe termen lung cu traficul rutier? Că n-am mai închis paranteza. Deci mi-ai spus termenul scurt. Termen scurt ai spus. Viraj la stânga să nu mai fie... Sensuri unice, parcă subterane. Tot ce ai spus la început. Da. Străpungeri. Da. Deci soluția în orice oraș modern este să duci traficul în subteran. Adică pasaje subterane. Nu sus, nu pe deasupra? Nu. Acum 20-30 de ani mergeau pasaje supraterane. Ele afectează orașul pentru că practic nu mai ai spațiul ăla disponibil. Cum e și la Basaram. Pe sub Basaram n-ai ce să faci acolo. E o zonă moartă. Dacă duci traficul în subteran, câștigi niște spații foarte importante pentru oraș. Unde poți să faci? Zone pietonale, parcuri, adică un oraș unde să ne simțim bine. Proiectul meu pe termen lung este acest tunel urban București, TUB, care trebuie să treacă de la Piața Presei Libere, din nordul orașului, până în Berceni. Ai nevoie de axa asta rapidă între inelele de trafic. Nu e ideea mea, adică sunt specialiști în trafic care mi-au spus, domne, vrem să deblocăm orașul, cât mai mult trafic în subteran. Normal, trebuie să te înconjuri de oameni mai deștepți decât tine. Asta e soluția. Ideea, să faci echipă, că nu poți să le știi pe toate. Cunosc și mai și greșesc. Îți trebuie curaj să intri într-o campanie din asta? Îți trebuie? Adică familia ce ți-a zis? Bun, acum... E ok ei sau... Ei n-au de ales decât să mă susțină. Știu, dar sunt ok? Sau... Știi cum? Știi la fel de mine ca mine, Horia, când îți asumi o
un rol în arena publică. Serialul preferiat și care e, nu? Din toate timpurile, nu? House of Cards. Da. De-aia te-am întrebat. Nu suntem chiar acolo. Cum? Nu suntem chiar acolo, dar la modul cel mai sincer, nu e plăcut când se aruncă cu mizerie în familia ta. Că dacă se aruncă în mine, nu am o problemă. Dom'le, poate am greșit un lucru, altul, nu știu. Uh-huh. Hai să discutăm. Dar să dai mizeria asta pe oameni care n-au nicio vină că eu mi-am ales cariera asta politică, na, te doare, da. Asta e, mergi familia? Mai departe. S-a scris de familie? E, nu, ne-am făcut celebri pe toți. Da? Da? Adică chiar se scrie așa, concentrat? Direcționat, da. Și din păcate cu neadevăruri, dar asta e. Ei oricum mă iubesc, că-s familia mea. Uh-huh. N-au deci ce pe să-mi toți zică. Ai făcut, pe tata, pe tata, soția. Tata, în primul rând. Taică tot deși e vedetă, nu? Vedetă. Da? E... zice, mulțumesc, Sebastian. A? Da? Soția mai puțin, dar nu-i timpul pierdut? Nu-i timpul pierdut. De mama nu prea ce să zică, că na, e medic de familie, da. Măcar puțină decență aici. Puțină decență, da. Nu? Da? Deci ei făcut faimoși. Nu-și doreau, de ei făcut faimoși. Asta este viața.